Zeci de mii de doze de vaccin au expirat la data de 30 iunie. Potrivit autorităților centrale, este vorba despre doze care au fost distribuite cu mult timp în urmă. Însă, ca urmare a scăderii numărului de persoane care se vaccinează, acestea au ieșit din termen. La nivelul județului Buzău, cifra ajunge la câteva mii. Față de 160.000 de doze primite, au expirat la Buzău 4.500 de doze de vaccin împotriva coronavirusului. Dozele de vaccin vor fi păstrate și ulterior distruse, a anunțat DSP Buzău. Ele vor rămâne în stocul DSP-ului până când se va decide că putem să le distrugem prin firmele autorizate. Autoritățile își doresc creșterea capacității de stocare a vaccinurilor și în același timp evitarea, pe cât posibil, ca dozele să depășească termenul de valabilitate. Acestea ar mai putea fi redistribuite la nivel european, revândute sau donate.